Curajatoare, cred că a asuma riscuri este în sine o dovadă de fapt de maturitate pentru o societate și pentru un guvern și că aceste riscuri de fapt de asemenea pun în discuție, cum spunea și Dacian Cioloș, chestiunea responsabilității individuale. Noi nu putem să continuăm să avem impresia că lucrurile nu merg bine doar pentru că cineva undeva nu le face. Trebuie să ne responsabilizăm individual și un asemenea tip de proiect pune această problemă în mod direct.